Piesa asta nu este un pamflet, așa că trebuie tratată ca atare. Încep simplu, corect și foarte corespunzător. Să filmăm un cadru mic aici în dormitor. Filmăm peste tot, filmăm chiar și în trafic. O facem pentru Instagram, să ne distrăm un pic. Să fie pe val cu puțin adrenalină. Filmăm pentru Snapchat, filmăm o casă plină. Filmăm de pe bloc să fim la înălțime. Asta este pentru Facebook, să te oftic pe tine. Filmăm de la volan, nu facem foarte atent. Nu postăm mai deloc, că e un polițai atent. Filmăm natura cu toate cele bune. Facem niște cadre tari, punem și pasiune. Săracul YouTube, mă mir cum de mai rezistă. Atâta cantitate video, nicăieri nu mai există. Avem tehnologie dependent, să o folosim, o folosim continuu. Și de asta tot morim. Am văzut un milion de întâmplări penibile cu persoane decedate, chiar și cu familie. Preocupați de telefon în ziua de zi cu zi. Suntem neatenți și pe capete murim. Am văzut un milion de întâmplări penibile cu persoane decedate, chiar și cu familie. Preocupați de telefon în ziua de zi cu zi. Suntem neatenți și pe capete murim. Ci că tehnologia ne simplifică viața, dar tot la fel de simplu ne poate lua viața. O poate lua pe a ta din neatenția mea, sau poate să o ia pe a mea din neatenția ta. Dependența de tehnologie a creat neatenție în orice loc, în orice scop, fără reținere. Pentru rețele de socializare și multe altele, viața noastră stă în spate față de realitate. Peste tot în jurul tău există tehnologie, peste tot în jurul meu văd neatenție. Sunteți conștienți de ea în momente critice, dar în acele momente de exista și moarte. Peste tot în jurul tău există tehnologie, peste tot în jurul meu văd neatenție. Suntem conștienți de ea în momente critice, dar în acele momente poate exista și moarte. Nimeni nu o să prețuiască viața decât pe patul de spital faptul că o are de la Dumnezeu un dar. Deși suntem conștienți de inconștiența noastră, facem toți același lucru, ne riscăm viața prețioasă. Nimeni nu o să prețuiască viața asta decât atunci când e pe patul de spital. Deci faptul că o are, deși e de la Dumnezeu un dar, noi nu o prețuim. Suntem conștienți că creșim când suntem inconștienți. Facem toți același lucru. Ne riscăm viața asta, care e mult prea prețioasă, să o pierdem cu capul în tehnologie.